Bună! Bună, fetelor! Ce mai faceți? Astăzi este miercuri și facem coafura lui Iam din sezonul 2. Da, din sezonul 2 facem, da, exact. Inițial eu voiam să fac un haul. Nu un haul de stat de casă, ci un haul de haine. Și m-am gândit să vă întreb dacă ați fi interesate să vedeți și genul acesta de tutoriale în care să vorbesc despre anumite haine. Mi-am cumpărat de curând niște haine și aș vrea să vi le prezint și vouă, să vedeți ce culori sunt, ce modele, ce mărime poate, cum îmi vin, o să vi le arăt și cum îmi vin pe mine și poate vă simțiți și vă inspirate și vă cumpărați și voi la rândul vostru. Așa că am zis totuși să mai treacă timp și poate săptămâna viitoare, dacă sunteți și voi interesate, poate o să filmăm genul acesta de tutorial. Și dacă vreți să apară și Mihai, că și el ce-a cumpărat, bineînțeles că noi când ne cumpărăm, când îmi cumpăr eu, își cumpără și el. Sau invers, când își cumpără el, îmi cumpăr și eu. Așa că putem să facem așa un haul de cuplu, să vedeți și el ce haine și-a cumpărat și eu ce haine mi-am cumpărat. Și putem să le probăm, putem să vorbim despre ele. Cred că ar fi interesant să filmăm asta și dacă vă interesează să ne lăsați jos în comentarii și să ne spuneți dacă ați fi interesate să vedeți genul acesta de tutorial. Am zis să mai încercăm și altceva și să diversificăm canalul Mihai Studio, că de asta e Mihai Studio și nu e Anca te învață, pentru că sunt mai multe genuri de tutoriale. Avem Anca te învață, avem Mihai Vlogs, mai avem ăsta cu DIY, mai avem și cliente Mihai Studio, avem și ăsta nou, dacă o să începem să facem și tutorialele cu hauluri. Așa că sunt multe categorii și puteți să vă uitați la multe dintre ele și de asta se numește Mihai Studio. Și bineînțeles și jocurile cu Anca și Mihai, pe care desigur că o să mai facem și pe viitor, doar că căutăm jocul care să ne placă foarte mult și jocul care credem noi că v-ar interesa și pe voi să-l vedeți. Nu știu dacă ne-am jucat poker sau, bine, eu nu știu să joc poker, dar știe Mihai, nu știu dacă v-ar plăcea, mie cel puțin nu cred că mi-ar plăcea, dar aș juca dacă voi vreți să-l vedeți. Așa, să fie niște jocuri mai distractive, zic eu. Dar n-am uitat asta, bineînțeles că o să ne mai jucăm și pe viitor. Mă gândesc să mai introducem o nouă categorie, bine, asta cu haul, și să mai facem încă o categorie. A zis Mihai că vrea să-și înceapă el o serie nouă, dar asta când o să se hotărească o să vă povestească el despre ce și cum. Până atunci nu pot să zic nimic. Așa. A, și voiam să vă întreb de DIY, dacă v-a plăcut DIY-ul, ce model de choker v-a plăcut cel mai mult. Mie mi-a plăcut ăsta, de fapt nu ăsta, ăsta i-a plăcut lui Mihai, ăsta de-l port acum la gât, pentru că seamănă foarte mult cu cel al lui Jim, din Soi Luna. Am văzut că doar ea poartă, nu știu de ce doar ea poartă și celelalte nu poartă, dar oricum, la noi și nu numai noi, peste tot în lume sunt foarte căutate și sunt foarte la modă. Pentru că sunt așa de efect, sunt elegante, dacă schimb culoarea, de exemplu, spui un roșu sau un gri sau un verde, e așa colorat, deci merge cu orice ținut. Am văzut că se poartă și cu rochi elegante, deci ce să zic, e un accesoriu foarte, foarte bun. Și dacă v-a plăcut, ce model v-a plăcut? Mie mi-a plăcut acela cu roș, cu lila, v-am și zis atunci când am făcut DIY-ul. Și dacă nu ai văzut DIY-ul sau dacă ești nou pe canal, o să-ți las un link cu trimitere către episodul acela să-l vedeți. Și o să mai facem, da? Am zis că o să mai facem. În fiecare tutorial purtam cât un choker din acesta și îmi plăcea foarte mult și la un moment dat m-ați întrebat să vă arăt cum să vă faceți și voi singure. Și am zis, mamă, ce mișto, îl fac, fac un DIY. Și mai ales că și din poartă zic perfect, mam, fac unul ca al ei, mai ales că aveam prin casă material și așa, potrivit cu al ei. Am zis, mamă, super, îmi fac unul și sigur o să le placă fetelor. Așa că o să mai facem, desigur. Și acum să trecem și la coafura de astăzi, că ne-am lălăit un pic. Dar, na, voiam să vorbesc așa cu voi înainte și să îmi spun impresiile și să vă întreb și pe voi. Și, na, acum trecem la coafură. Așa, deci acum o să trecem la coafura lui Jim, cum am mai zis de 100 de ori până acum. Mi-am ondulat părul înainte, mi l-am făcut cu ondulatorul și dacă vrei să vezi tutorialul cu Anca te învață, apasă pe linkul din dreapta sus.
și o să vezi acolo un episod cu pașii, cu etapele, ce trebuie să faci, ce trebuie să nu faci. Vă uitați acolo și vedeți. Când erai tu tânără atunci? Când eram tânără și mă ondulam la păr și acum mă ondulez, dar acum îmi place foarte mult să mi-l port împletit. De cele mai multe ori mi-l împletesc. Chiar în fiecare zi mi-am propus să-mi fac o coafură, să-mi fac o altfel de coafură. Bine, poate să fie și aceeași coafură, că de exemplu am descoperit de curând că îmi place foarte mult coafura asta, adică coafura aceasta, o să pună Mihai o poză cu mine aici, și am purtat-o, cred că o săptămână la rând, aceeași coafură. Am apărut și în vlog cu ea și nu știu, mi-a plăcut așa de mult, încât îmi plăcea așa mult cum vine în față, nu neapărat din spate, nu-mi plăcea cum vine din spate, dar așa din față, nu știu, îmi plăcea foarte mult cum se vede, mai ales că o și lărgeam, îmi plăcea foarte mult și am purtat-o pe asta mult timp. Acum, de exemplu, astăzi am avut altă coafură, dar mi-l împletesc, de cele mai multe ori mi-l împletesc. De exemplu, acum, cred că de vreo 3 săptămâni mi-am mai ondulat părul și când mi l-am ondulat, așa zic, parcă mi-era dor să-mi ondulez părul. Deci mă simțeam așa bine după ce mi-am ondulat părul. Acum, dacă mi l-am tot ondulat, nu o să-mi fac împletituri, pentru că vreau să mi se vadă și mie buclele și o să împletesc doar jumate din păr, nu tot. Bun, gata, nu mai zic nimic decât că o să trec la coafura lui Iam. Deci coafura lui Iam e foarte simplă, pe lângă faptul că are bucle și deja se schimbă total coafura, ea are partea din față oare liberă, nu are prinsă, dar o să mă întorc mai bine cu spatele, pentru că ea are un coculeț la spate. Un coculeț nu din tot părul, ci din jumătate din păr. Așa că o să mă întorc mai bine cu spatele, să vedeți. Bun, o să-mi prind jumătate din păr. Nu o să fac o cărare sau ceva, pentru că nu, nici Iam nu are o cărare sau ceva în episod. Pur și simplu o să-mi selectez așa, aleatoriu să zic, o parte din păr. O să mă uit puțin în oglindă, dar nu prea am cum pentru că îmi cade microfonul ăsta. Ca să văd și cum îmi aleg părul. Deci așa, mi-am ales părul și acum o să-mi-l prind într-o codiță pe tot. Mă rog, cel selectat. Mi-l prind într-o codiță, bam, 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 așa. Mai mai uit puțin în oglindă să văd cum vine și din față. Și acum o să-mi fac din codiță, o să-mi fac un coculeț. Cum o fac coculețul? Păi mi împar codița în două, mi-o răsucesc. Pentru cele care aveți părul lung, o să trebuiască să vi-l faceți așa într-o parte, gen. Așa. Și acum o să-mi răsucesc asta, codița, da, o să-mi răsucesc codița în jurul elasticului. Vreau să zic, nu știu ce voiam să zic. Pentru că acum o să mi-l fixez cu agraf. Și cel mai simplu e cu o mână să țineți coculețul și cu cealaltă să fixați agrafele. Și acesta este coafura lui Jim. Și așa este și coculețul. Cum se vede, Mihai? E frumos? Ești talentat, da. Eu nu mă văd la spate, nu știu. Și aceasta este coafura lui Iam din Soi Luna sezonul 2. De multe ori am văzut-o pe Iam purtând această coafură în multe episoade. Pot să zic că chiar mă bucur pentru că așa cum Luna, atât în sezonul 1 cât și în sezonul 2, a avut o anumită coafură, precum și Jim, aceea cu împletiturile laterale, mă bucur că acum și ea are o împletitură, mă rog, o coafură, pentru că ea în sezonul 1 nu prea a avut coafuri. Da, i-a crescut și părul între timp. Și acum o să alegem și coafura pentru vineri. Bună, fetelor, am revenit iară și am venit cu tot cu cutie de data asta. N-am mai venit cu scamatorii. Da, chiar mă uitam așa la încuța. Ce bine este. Îi stă așa de frumos cu ciocoflenderul ăsta al ei. Foarte mișto îi stă. Mă dau așa ca să vadă mai bine. Și vă dați seama, acest ciocoflender este făcut chiar de ea. Joker. Eu m-am luat după Florin Piersic. Ce e ăla, un ciocoflender? Vă spun eu, un ciocoflender este. Hai să tragem la sorți, mm-hmm. Nu? Da. Uite că eu cred că toate bilețelele astea cu Soi Luna trag la mine, mă frate, nu știu. Da, și uite, da. A picat coafura lui Jim din Soi Luna sezonul 2, episodul 25. Wow, mișto. În România a apărut serialul ăsta
Că știu că trebuia să apară în mai soi luna. Da, nu știu. Dar nicio. În România a picat sau n-a apărut? Nu știu. Că în străinătate a apărut de mult serialul. Păi apare și la noi. Pe da. Disney Channel. Cine se uită la Disney Channel? Thumbs up la acest clip. Da. Și să ne spuneți exact, să ne aduceți și pe noi la cunoștință, că noi nu știm despre ce e vorba. În fine, noi nu ne uităm la serialul ăsta, dar ne plac foarte mult coafurile fetelor și ne uităm doar la traileruri. Practic, asta este sursa noastră de inspirație, cum arată coafurile în primul rând. Da. Bineînțeles, și voi că ne spuneți ce fel de coafuri să realizăm. Da, bineînțeles. Voi ne spuneți, noi căutăm, vedem trailerul și facem coafura. Da. Special pentru voi. Da. Chiar mă uitam așa, eram impresionat chiar și eu și Anca. Și bine, nu știu când au filmat ei sezonul 2 din Soi Lună, mă rog. Dar i-a crescut părul, frate, repede lui Iam, nu-i așa? Da. Iam, se zice Geam. Geam. Iar o să fie cel puțin 10-20 de fetițe care o să ne omoare acum. Și că vai, să zice geam, să zice nu știu cum. Geam. Da, geam de piersic. Uite, așa ne place nouă, să zicem. Să zice iam iam, că mă gândesc la ceva bun așa, iam. Gheațată de fistic. Păi nu zici iam, 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 iam. Și acum, fenelor, rămas bun. Da, trebuie să le trimiți bezeluțe. De ce, e o regulă? Da. Haide, minte, bezeluță. Uite ce fac femeile, știi, cu noi bărbații. Aia, da. Ne pun la respect. Ne obligă să facem chestii pe care le vrem să ne facem, dar noi suntem așa niște nu vrem să ne manifestăm, nu? Da, decât așa, câte puțin. Pa, pa! Pa, pa!